Este doliu la Inspectoratul de Poliție din Maramureș. Sirenele au sunat în memoria lui Rare și Bogdan când sicriele cu trupurile neînsuflețite au ajuns în curtea instituției. Colegii devastați de moartea celor doi agenți le-au adus un ultim omagiu. Dragii noștri colegi și prieteni, cu profund regret al dispoziției timpurii, vă mulțumim pentru amintirile cu noi. Bunul Dumnezeu să vă ierte, să vă dănească în pace. Am fost părăsiți de doi dintre cei mai buni colegi ai noștri de la Poliția orașului Târgu Lăpuș. Rare și Bogdan erau doi polițiști tineri, de perspectivă, foarte bine pregătiți profesional. Chiar Rareș de curând se bucura că avea rezultate foarte bune în activitate. Este o tragedie pentru comunitatea polițienească din Maramureș, pentru colegii noștri. Suntem încă șocați de cele petrecute. Bogdan era un tânăr de perspectivă, foarte bine pregătit profesional. Noi detalii au ieșit la iveală în urma tragediei. Mașina care s-a rupt în două după ce a intrat cu viteză într-un stâlp era condusă de Rareș. Apropiații spun că polițistul de 25 de ani își modificase recent autoturismul ca să aibă mai mulți cai putere. Agentul era în timpul liber și ar fi vrut să le arate și prietenilor cât de tare merge mașina, astfel că i-a luat pe Bogdan și Alexandra, deși se aflau la datorie, în cursa care s-a încheiat tragic. Cei doi agenți nu au mai avut nicio șansă, iar Alexandra s-a ales cu multiple fracturi. Ea este în continuare internată în spital și nu va putea participa la înmormântarea celor doi prieteni.